Vreau să vă prezint județul Sălaj. În spatele meu se vede o Românie perfectă. Da? Asta este casa noastră a tuturor. Deci este un peisaj superb. Uitați-vă bine, dragii mei. Asta este casa noastră și a celor care sunteți plecați peste hotare. Să nu uitați că avem o țară perfectă. Din păcate, de 34 de ani, este condusă prost. Este condusă numai de baroni care au vândut aceste terenuri, care le vedeți în spatele meu, au vândut bucăți din casa noastră străinilor. Da? În spate se vede și un drum național, nu se vede autostradă, pentru că 34 de ani n-au avut timp să construiască o autostradă de la Timișoara la Constanța. Să nu uitați, cei care sunteți pe Valea Oltului în fiecare zi și înjurați acolo că pierdeți ore și săptămâni pe Valea Oltului, să nu uitați să le mulțumiți în ziua votului. Puterea atunci este la voi. Cei care sunteți plecați peste hotare, să nu uitați de casa asta, pentru că baronii vor să o vândă. Datoria externă a României crește pe zi ce trece și în curând n-o să mai vedem peisajele astea frumoase. Vor veni creditorii și le vor lua bucată cu bucată, dragii mei. Asta este realitatea care nu se prezintă la televizor. Uitați-vă bine! Este o țară perfectă. Este casa noastră. Nu lăsați baronii pentru un pumn de galbeni să vă vândă iluzii. În ziua votului nu lua șpagă. Pentru că șpaga aia, cu șpaga aia vă vindeți casa. Da? Asta este, uitați-vă bine, la asta este județul Sălaj. Astăzi mă aflu în Sălaj. Da? Avem o țară perfectă, condusă de baroni, care s-au gândit 34 de ani numai și numai la buzunarul lor. Foarte mulți dintre voi mi-a zis că n-aveți ce să votați, că tot timpul a trebuit să votați rău cel mai mic. Ei bine, mi-am depus candidatura pe buletinul de vot pentru Senat pe data de 1 decembrie, pe listele AUR la Sălaj. Toată viața mea am fost om corect. Cine nu crede că am o situație financiară destul de precară, îl invit la mine acasă, îi dau și o cafea, îi prezint și declarația de avere și totul este transparent la mine. N-am fost nici borfaș, nici baron local. Dacă doriți o schimbare, puteți să faceți o schimbare în ziua votului. Dacă nu, dragii mei, uitați-vă bine la peisajele astea. Baronii au pus ochii pe ele să le vândă străinilor pentru un pumn de galbeni, pentru șpagă. Pentru că doar șpagă au știut 34 de ani, de asta 6 milioane dintre voi sunteți plecați peste hotare pentru un loc de muncă, da? De asta nu avem autostradă de la Timișoara la Constanța, pentru că baronii roșii și galbeni, care au fost aceeași mizerie, care au vândut România bucată cu bucată. Dragii mei, se văd și niște păduri în spate. Gândiți-vă că acele păduri au fost înstrăinate tot pe bază de șpagă, au plecat cu trenurile peste hotare în țările unde n-ai voie să rupi o creangă, că te bagă la închisoare. La noi s-a putut, era țara tuturor posibilităților și este țara tuturor posibilităților. Uitați-vă foarte bine la aceste peisaje, dragii mei, că dacă iese aceeași mizerie de coaliție după data de 1 decembrie, aceste peisaje vor deveni istorie.
vor veni creditorii, le vor lua bucată cu bucată. Ei nu vă spun că datoria externă a României este la 200 de miliarde euro, da? Fiecare român care se naște are peste 10.000 de euro datorie, fără să fi făcut, fără să fi mișcat un deget. Copiii voștri sunt datori datorită unei coaliții mizerabile. Da? Asta trebuie să înțelegeți toți. Uitați-vă bine la aceste peisaje frumoase, pentru că dacă va ieși tot coaliția mizerabilă, aceste peisaje, casa noastră și a voastră va deveni istorie, dragii mei. Să nu uitați aceste lucruri. Vă rog să distribuiți acest live, să ajungă peste tot, pentru că avem o țară perfectă, chiar dacă este înorat afară, avem peisaje superbe. Da, uitați-vă bine în spate. Deci este o țară perfectă, dragii mei. Străinii sunt invidioși pe noi, pentru că ei nu au așa ceva, da? La ei nu este voie nici măcar să rupi o creangă. Din păcate, autoritățile noastre sunt corupte și negociază în genunchi la masa marilor boieri. Să nu uitați, dragii mei, puneți-vă lideri adevărați, oameni care au dovedit curaj în decursul vieții lor, în funcții de conducere, oameni care au fost corecți. Uitați-vă la averile lor și vedeți că au palate până la cer. Uitați-vă la conturile lor, că nu-i mai satură pământul. Să se uite foarte bine boierii, că tot în pământul ăsta vor ajunge, vor fi acoperiți de pământ și nu vor lua nimica cu ei. Tot ce contează în viață, dragii mei, este suma faptelor bune făcute pentru societate. Eu îmi doresc casa asta, la noastră, așa cum este, perfectă, să rămână a noastră și nu s-o dea la străini pentru datorii și pentru șpăgi, cum au făcut și cum au fost obișnuiți toți baronii ăștia roșii și galbeni 34 de ani. Dragii mei, vă rog din suflet, nu mi-a plăcut politica, nu îmi place politica, dar vreau să fac ceva pentru țara mea, pentru că doar din zonă politică pot să schimb ceva în țară. Am fost om corect toată viața mea, sunt om corect și vreau să mor un om corect. Dacă cineva se îndoiește de demnitatea și onoarea mea și curajul meu, se înșală amarnic. Nu merg pentru averi, nu vreau să-mi fac palate până la cer, cum și-au făcut boierii, și țara asta este casa mea și casa voastră. Să nu uitați acest lucru. Nu-l vindeți pe un kilogram de zahăr, pe un litru de ulei sau pentru o șpagă de 100 sau 500 de lei în ziua votului, pentru că nu o să mai aveți o casă perfectă. Țineți minte, dragii mei, ce vă spune Covaci Valer. Nu vindeți viitorul copiilor voștri pentru o șpagă electorală, pentru că casa noastră va fi a străinilor. Dragii mei, vă salut cu respect din județul Sălaj. Dumnezeu să binecuvânteze România și îmi doresc cei care sunteți plecați peste hotare să vă puteți întoarce aici acasă. Asta este casa noastră, dragilor, nu uitați! Avem o țară perfectă. Vă așteptăm cu drag acasă pe toți să putem reconstrui România și să putem renaște ca țară. Vă salut cu respect. Dumnezeu să binecuvânteze România.